Bună seara! Pentru clipul de astăzi am pregătit tort diplomat cu piersici și ananas. Am avut nevoie de pișcoturi, o conservă de compot de piersici, una de ananas, două cutii de mascarpone, două plicuri de spumă pentru frișcă, lapte dulce și un plic de zahăr vanilat. Am separat fructele de compot, am tăiat cu bălețe piersicile și le-am lăsat la scurs. Într-un bol am pus două plicuri de spumă pentru frișcă, zahăr vanilat și două cutii de mascarpone. Am amestecat totul foarte bine și am început să pun într-o tavă cu inel detașabil, puțină cremă, apoi un strat de pișcoturi muiate în sucul de la piersici și ananas, un rând de pișcoturi pe margine și de aici am continuat iar cu un strat de frișcă, fructe, pișcoturi, frișcă, iar pișcoturi, frișcă și am încheiat cu pișcoturi și fructe. Eu am avut doar două rânduri de frișcă, l-am lăsat 6 ore la frigider și l-am servit de sărbători.